Prietenilor, Sile și cu echipa lui au intrat în forță. Ia uitați-vă, s-au apucat să îmbrace și grinzile. Sile lucrează la grinzi, băieții sunt la interior. Hai să vedem ce fac băieții. Ia să vedem. Băieții s-au apucat aici la interior, aici va fi studioul meu. Pune UV-ul. Ia uitați-vă. Au pus deja ceva. Hai ca să-i băieți să vă las să vă faceți treaba. Că le-am spus la băieți să oprească puțin să pot eu să filmez. Bun. Și Sile-i pe scară. Sile-i sus pe scară. Așa, ia spune Sile, spune-ne și nouă ce vrei tu să faci aici. Salută tuturor. Am zis să facem ceva frumos astăzi. Și m-am gândit să îmbrăcăm grinzile, să-i luăm ochii lui Bogdan, să vadă cu totul și cu totul altceva. Și el spune că de două zile de când i-am făcut tavanele, este cu totul altfel, este minunat, nu-i bine să creadă. Vreau corect să șochez. Corect. După ce facem grinzile, să se uite numai la grinzi încă o săptămână în plus. Da. Exact, așa că astăzi vom face grinzile. Vom încerca să le închidem cât de cât. Bun. Dacă nu se pot închide complet astăzi, mai continuăm și mâine. Mâine cu siguranță se vor închide. Da? Da, 100%. Deci că mâine le termin, ia? Da. Bun. Ați văzut, băieții sunt în studio, lucrează acolo, Sile la grinzi, treaba merge bine. Se vede destul de clar cât de frumos a ieșit. Luminița pe scaunul meu de vlog. Vedeți și voi. Mi-a ocupat scaunul. Asistă și ea. Este drag, băi oameni, cum să nu? Când vezi că treaba merge bine și totul este bine, fericire, bucurie. Abia aștept să văd grinzile astea îmbrăcate. Prietenilor, fiți atenți cum a pus laser. Aici, pe ăsta, ia uitați-vă, bate așa sus, până la capăt, acolo unde a pus semn. Vedeți? Tare rău, laserul ăsta, deci e tare rău de tot, își face toată treaba. Acum înțeleg și eu ce înseamnă să ai laser și ce înseamnă să lucrezi la laser. Ia uitați-vă și voi. Pac, i-a dat frumos linia să meargă la drept. Vedeți? Și merge cu ăsta exact pe linia la laser. Ia să vedem. Pac. Și atunci grinzile n-au cum să iasă strâmbe. Vedeți? Da. Până la capăt. Ia să vedem băieții ce fac aici în studio. Băieții, ați intrat la studio? Da, da, da. Zgomot, gălăgie, zgomot, gălăgie. Prietenilor, ia uitați-vă și voi cât de frumos ninge. A, ce părere aveți? Ce părere aveți? Cât de frumos ninge! Băi, oameni buni, cei care sunteți în străinătate, că eu la voi mă refer, cei care nu aveți parte de zăpadă, bine, nu vorbim de cei care sunt în Madrid, că cei din Madrid știm și noi că au parte de zăpadă, pentru că în Madrid a început să ningă și ninge de câteva zile mai rău decât la Polul Nord. Mai rău ca la Polul Nord. Eu mă refer la voi, prietenilor, cei care sunteți în alte țări și nu aveți zăpadă. Uitați-vă și voi cât de frumos ninge. A? Deja mi-a udat camera, gata, nu o să se mai vadă. Prietenilor, gata și structura. Ia uitați-vă câte șuruburi a băgat aici, în perete. Vedeți? La toate. La astea mă refer, șuruburile astea. Foarte multe, foarte, foarte multe. Vedeți? Eu asta am băgat de seamă. Foarte multe. Vedeți așa pe sus cum este făcută, prinsă ca lumea. Dar e beton. E
să vedem operațiunea placa. Și Bogdan, vezi? Vezi cum sare în ajutorul tău? A? Ce zici, mă, Stile? Te las el la greu? Nu pe mine m-a lăsat, pe Mihai. Aole. Eu mă descurcam bine mersi aici. Și aia e, a? Prima placă. Prima și ultima. Cele mai importante. Da. Mă. Ai numerit persoana perfectă pentru mai ales. Corect, da. Adevărul că un meseriaș mai bun ca tine nu găseam pe planeta asta. N-aveam cum, băi oameni, deci un meseriaș mai bun decât Sile, să știți, că nu există pe toată planeta asta. Nu se poate. Vai de capul meu. Bun, uitați-vă așa să vedeți ca idee, lăsăm gluma deoparte și să vedem. Să vedem cum va fi la final. Ia uitați-vă. Dormitorul este gata. Tot dormitorul este gata. Da, să vedeți. Ia uitați. Zi ceva, Sile, zi ceva. Ceva. Zi orice. Orice. Facem treabă bună să iasă frumos. Mă, eu așa zic, o să iasă frumos, nu? Da. Hai să nu te lăudăm. La sfârșit te lăudăm. La final. La final? Când o fi să iau banul, atunci vă lăudați. Atunci, da. Atunci da. Când iau banul, atunci se vede cel mai bine. Până atunci nu. Că Sile mi-a zis de la început. Bogdan, fii atent, nu-mi dai niciun ban. Banul se dă la sfârșit. Mi-ai zis așa sau da, nu? Serios. Și eu chiar l-am întrebat, băi Sile, și ieri l-am întrebat, Sile, îți dau ceva din bani, că poate ai și tu ceva nevoie, poate... Nu, frate, nu. Nu ți-am zis că banii la sfârșit? Hai bă, Sile, să-ți dau ceva, poate ai nevoie, că... Uite, ai făcut, să cunoaște că ai făcut ceva. Nu, Bogdan, banul la sfârșit. Bine, frate, cum spui tu? Așa e cel mai profesionist. Mulții... Mulți nu gândesc așa ca tine. Nu de lei de și din prima zi, nu voi. Exact. Dăm 100, dăm 200 și... Aha. Ca să se ducă până la Cârciu, mă, că au niște treabă. Ați înțeles? N-a vrut, măi, oameni, vă dau cuvântul meu că nu a vrut. I-am spus, Sile, hai mă să-ți dau ceva din bani, m-a rugat de el, hai mă să-ți dau ceva ca să ai. Nu, frate, nu-mi dai la sfârșit, îmi dai banul, stai liniștit, nu-i problemă. Bine, măi, Sile. Na. Ce să zic? Acum îmbrată și pe asta, vedeți? Și abia așteptam să-l găsesc pe Sile! Ca să vină să placheze tavanele cu rigips. Stai să vedeți după ce va fi scara gata. Hai de mine, când va fi scara gata, când va fi gresia jos, pusă, tapet pe pereți. Tapet nu pun pe tot peretele. Că m-ați întrebat în secțiunea pentru comentarii, Rusule, tu vrei să pui tapet pe tot peretele? Nu, prietene, o să pun tapet doar așa, nu știu cum să spun eu, porțiuni, o să vedeți voi. Atunci cum este foarte frumos, cu o ramă,
care va fi așa o ramă de jur împrejur. O să vedeți despre ce este vorba. Un dormitor la fel, numai că peretele de acolo o să fie puțin diferit. Aici iară o să fac un model frumos, unde va fi televizorul pe perete. O să vedeți, sunt niște chestii frumoase care vreau eu să le fac. Aproape gata și tavanul la bucătărie. Ia uitați-vă și voi, în câteva secunde va fi gata. Dacă pune Sile mâna, în 3 secunde e gata tavanul la bucătărie. Nu mai. Uite. A? E trecut de ora 2, mă treia și nu mai pun mâna. Nu mai e. Bun. Uite ce structură frumoasă au făcut băieții. Ia uite. A? Sau vrei să spui că ai făcut totul Sile? Nu, n-am făcut, eu am făcut-o băieții. Că eu te-am văzut, că tu stăteai. Da, eu i-am aplaudat de pe margine, le-am spus cum se face. Treaba bună. Da, dacă nu i-ai fi încurajat tu, nu, da. Nu făceau. Da, 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 le-am înțeles. Le-am dat cu rale, cu de toate. Da, ești alături de ei, n-am ce să zic. Ești alături de ei. Nu, am văzut-o, tu ești pe partea asta altă cu... placatul cu alea ei cu munca mai grea. Râzi, Bogdane, a? Râzi? E bine. Zic bine ce zic, a? Nu, nu, e bine, bine. E bine, știu. Bun. Au pus băieții structura. Acum... A, uite că ai făcut o faptă, bun. Bineînțeles. N-au ce să zic. Băi, oameni, băieții se ajută cu toții ca să iasă treabă bună, să iasă bine. Și chiar a ieșit treabă bună, n-am ce să spun, uitați-vă și voi, ați văzut și voi. Eu mă uit de pe partea asta la grindă. Mă uit de pe partea asta ca să o văd gata, făcută, că dacă mă uit pe partea cealaltă, nu-i făcut. Uitați-vă, se vede bine. Așa. Abia aștept să-l placheze și pe ăsta, să pună placa aici, gata. Să am tavan la bucătărie. A? Gata, au plecat băieții la plimbare. Au plecat să plimbe placa de rigips. Ia să vedem, prima placă. Ce să-ți dau? Ștrezi-mă dacă o plecată la altă. A, vrei să verifici? Să vedem vehiculul ăsta aici. Ce zici? Ăla e perfect în vinclu acolo. E perfect. Incredibil. E bine. Perfect în vinclu. Vezi că e la capul tău, Bogdan. Da. Asta, a, așa. Gata. Bine? E mai în dreapta, Bogdan, ăla. Sau s-a dus în el? Nu, e în pita. E în el, da? A, așa se vede de aici, dar nu bun, perfect. Super. Prietenilor, era să-i dau lusile cu camera. Prima placă a fost pusă. Prima placă, la tavanul de la bucătărie. Lasă că tu ești rezistent, Sile, ești mare, ești, înțelegi, duci, nu-i problemă.
Ne dăm cumva pupici? Auzi, cu pupici? Cu pupici? Gata, ești pregătit? Pe ce m-am întrebat așa? Hada! La mine, la mine trebuie. Ușor că a prins cablul aici. A, atât, gata. Trebuie să decupăm. Nu contează că vine grâni. A, bine atunci. Da. Două mai... Stai, nu. Asta e. Bun. Aude. E bine. Îi dau, da? Da. Arde-l. Unde străi puterea crește și dușmanul nu răzbește. Sau mai bine zis, și rigipsul nu răzbește. Ha? Așa că mai bine să fie doar noi, mai aibă și... Aha. Dușmanul, cuvânt de spus. Așa e, așa e. Fă-le loc, fă-le loc. Că pe urmă se obișnuiesc așa, știi? Da, poate n-o să fiu toată viața mea cu... Da. Ha? Ce părere aveți? S-a pus și ultima placă. Ia uitați-vă. Băi, dar nu mai e cu cum era înainte, gata, serios? Vezi? Hai, Sile, zi ceva! Poftim? Zi ceva! A ieșit foarte frumos, i-aș da nota 10 celui care a făcut aici. Aha, aha. Nota 10. Cu felicitări. Înseamnă că merită. Da. Merită tot. Bun. Foarte frumos, a ieșit foarte frumos. Chiar îmi place cum ai. Chiar îți place, nu? Da. De ce să zici? Tu singur îți dai și o notă, dacă e nevoie. Da, și parcă e altceva, parcă nu se mai vede tavanul ăsta. Și nu se mai vede betonul. Da, beton. Bun, eu abia aștept să văd grinzile. Grinzile, vreau să le văd îmbrăcate. Mâine sunt gata, ce grinzi. Mâine zici tu că sunt gata? 100%. Da, să vedem. Dacă tu zici că sunt 100%, înseamnă că așa e. 100%. Bun, prietenilor, aici o să-mi iau și eu la revedere. Ne revedem mâine. Mâine, ci că vor fi gata grinzile, vor fi îmbrăcate, ne revedem mâine în vlogul de mâine. Bun, prietenilor, numai bine, vă salut, ne revedem mâine, v-am pufat, ceau!